Mă numesc Lucian Florea, administrez o organizație de producători. Suntem la o livadă din comuna Itești, satul Itești, de măr. O plantație în anul 2 de producție. Noi lucrăm în pomicultură din anul 2000, deci avem o experiență de aproape 20 de ani în pomicultură. În principal avem cultura de măr, ceea ce este și la fața locului, dar în organizația de producători avem și o cultură de cireș, un 6,5 hectare de cireș și păr 3,28 de hectare. Măr avem în administrare 61 de hectare de plantație nouă și veche. Toată producția noastră merge către supermarketuri, o bună parte din această producție, dar avem și contracte cu mărul în școli și furnizăm pentru școlari, pentru copii, acest produs. Cred că principala noastră problemă în pomicultură este forța de muncă, să spun așa, numărul 1, iar problema numărul 2, bolile și dăunătorii care există la ora actuală. Problema numărul 3, condițiile meteo. Datorită acestor condiții meteo, am lucrat foarte mult la dăunătorii care au existat în această perioadă. Seceta din iarnă și a spus cuvântul în pomicultură. Produsele Syngenta, cred că avem 10 ani de când le folosim. Nu lipsesc din schema noastră de tratamente. Sunt niște produse de bază pentru tratamentele din pomicultură. Folosim atât insecticide cât și pesticide, fungicide din gama Syngenta. Produsele de bază sunt Corus, Score, Switch, Affirm, Voliam, Targo. Noi folosim aceste produse în perioada lor optimă. Corus în prima perioadă când este mai rece afară. Affirm în prima generație și a doua generație de dăunători. Și în general folosim toate produsele preventiv, nu curativ. Compania Syngenta ne-a asigurat întotdeauna de o consultanță din punct de vedere tehnic și au fost alături de noi în permanență în realizarea producției. Mulțumim companiei Syngenta pentru profesionalismul de care a dat dovadă în toți acești ani de când lucrăm cu ei. Recomandăm produsele Syngenta, sunt unele dintre cele mai bune produse care există pe piață astăzi.